Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit la primăria orașului Budești. Bună ziua, domnul Marian, și bine ați revenit din nou la primăria orașului Budești. Sunteți vesel, sunteți optimist, bugetul a fost votat de către Consiliul Local cu majoritate mare. Da, recunosc pe aceasta care vreau să le mulțumesc. În special domnului consilier de la USR, domnul State, Iulian, care a ținut cu tot și tot respectul pentru dânsul să voteze de la distanță. Dânsul este în Anglia, știți perfect de bine. Și ieri am avut o discuție cu dânsul și a spus: domnul primar, vreau să vă spun încă de la început că eu vă voi vota toate proiectele pentru că sunt benefice pentru orașul nostru din Budești. Vreau să-i mulțumesc, să le mulțumesc consilierilor PP-USL, consilierilor PSD, consilierilor de la Pro-România, care au votat aceste proiecte. Practic, proiectul de buget, vă dați seama, nu ai buget, nu poți să dai salarii, nu poți să faci și o lucrare, nu ai bani la școală, nu poți să dai absolut nimic. Nu ai bani, nu faci nimic, știți perfect de bine. Către ce investiții s-au orientat acest buget, domnule primar? Vreau să vă spun că lista mea de investiții, pe care o parte a fost votată acum un an, o parte anul ăsta, că mergem în continuare, se rezumă la foarte multe proiecte și lucrări pe care eu vreau să le duc la îndeplinire în acest mandat. De exemplu, avem dotări independente, calculatoare multifuncționale pentru primărie, că și sper perfect de mine. Nu ai calculatoare, nu poți să lucrezi. Mai ales că totul merge spre digitalizare. Eu vreau să vă spun că ce am găsit aici, am găsit mai vechituri și vreau să reprospătăm totul să fie. Avem căsuțe din lemn pentru comerț stradal, pentru că vor aduce bani la bugetul local. Centru medical integrat cu finanțare, am prins 130.000 de lei aici. De ce? Acest centru integrat medical va veni pentru interesul cetățeanului. Este un fel de internet de zi, ați înțeles, și ambulatoriu, în care vine omul, îi face o analiză, îl internezi 24 de ore, îl pui pe picioare, îi dai drumul acasă. Avem modernizare teren de sport la grădinița de la Gruiu și la școala din Budești. S-au finanțat până la urmă aceste proiecte, ambiții? Avem, da, avem studii de fezabilitate terminate, proiectele, și s-au luat și autorizațiile de construire și s-ar putea în maxim o lună de zile să ne apucăm de ele, să le scoatem pe sicap, să vedem cine va veni ca să facă aceste terenuri. Avem înființare parc în orașul Budești. Vreau să vă spun că parcul va fi de aici, din dreptul fostului spital TBC, până aproape de magazinul lui domnul Cotoloi, cum știe toată lumea, da? Vor fi alei pietonale, vor fi parcări, care vor acoperi 40 de mașini. În partea cealaltă avem niște unde se mutează căsuțele și acolo avem o suprafață de 200 și ceva de metri pătrați de beton, de turnat și acolo. Plus băncuțe, iluminat, locuri de joacă pentru copii, cum într-un parcurez, spații verzi. Vreau să facem ceva frumos, benefic pentru Budești. Cum a făcut centrul civic, de altfel, domnule primar? Da, și acolo vreau să vă spun că încă n-am achitat lucrarea, vă dați seama, a fost timpul rece, a fost vremea urâtă, în sfârșit, o să mai dureze 3-4 luni de zile și o să finalizăm și acolo și, da. Avem sală de sport pe CNI. Vreau să vă spun că e un lucru benefic pentru localitatea noastră. Pentru că și sper de mine, noi nu avem o sală de cultură, nu avem un cămin cultural, nu avem nimic. Acolo se pot ține ședințe publice, se pot da spectacole pentru copii, se pot organiza diferite, cum să vă spun dumneavoastră, competiții sportive, da? Handbal, fotbal și alte competiții, cum ar karate, judo, pentru copiii noștri. Și la câte locuri v-ați gândit, domnule primar, să fie sala? 150 de locuri, da, că asta e cea mai mare care există, dar vă dați seama, la spectacole și la ce o să facem noi, o să cumpărăm și în jur de 300 de scaune, să le așezăm, cum e și la, știți perfect, și la Călăraș și în toate localitățile din zona noastră, la Frumșani, de are sală de sport, le folosesc și pe ca cămin cultural sau ca sală de cultură. Avem alimentarea cu apă. Da, alimentarea cu apă, pe cele trei sate, am depus pe Angel Salini. Da. Pe Aproz, Gruiu și Buciumen, da? Aici sunt trei proiecte la câte 7 milioane de lei. Acum vă spun sincer, nu știu care sau cum vor începe proiectele, pentru că știți perfect de bine,
nu sunt bani. Nu sunt bani. Știu că pentru fiecare localitate se prinde când un proiect parc. Și eu, Budeștiu, vreau să vă spun că prima localitate care am prins-o pentru alimentare cu apă, fiind și mai aproape și avem și documentație și teren, este satul Gruiu. După aceea urmează Aprozi, da? Și după aceea Buciumeni. În lista mea de investiții vreau să asfaltez anul acesta strada Mircea cel Bătrân, care leagă localitatea Buciumeni de kilometru 31. Sunt în jur de 4 km. Acolo, vă spun sincer, nu am bani, dar am prins o sumă pentru SF, pentru proiectare. Da, cred că se va găsi o firmă, să facem un contract multianual. Da? Și noi să-i dăm banii în funcție de încasări sau în funcție de alocările bugetare. Avem Pugu, care e un lucru benefic pentru localitatea noastră. Știți perfect că dacă nu ai Pugu, nu ai. Și vreau să mă extind cu Pugu. De ce? Cu ocazia Pugului, știți, crește valoarea terenurilor și intravilane și extravilane. Și se pot aduce investitori de afară să ridice o fabrică, o... Da. Avem extindere rețea de canalizare pe străzile 1907 Tușiroselor. Ce am promis în campanie când am venit eu, vreau să vă spun că s-a finalizat. Adică? Adică deja s-a cerut să se facă recepția la acea lucrare. Astăzi s-a finalizat lucrarea acolo. Mai avem decât să băgăm piatra, dar vreau să vă spun că piatră, n-avem decât 12.000 de lei la piatră. Să vedem, poate ne mai ajute și pe noi cineva cu o mașină două de piatră să o aruncăm de acolo. Avem canalizarea cu finanțare, știți, Aprozi, Gruiu și Buciumeni, care la Buciumeni s-a finalizat, Aprozi s-a finalizat și a mai rămas Gruiu. A mai rămas Gruiu, am înțeles că firma nu și-a încasat banii și imediat ce își încasează, derulează lucrarea spre finalizare și aici. Avem contract multianual de asfaltare, v-am spus, Buciumeni, kilometru 31, și la satul Aprozi am prins 4 străzi, printre care Floarea Soarelui, Dimitrie Cantemir, Azaleelor și Măceșului, ne-am prins pentru asfaltare din buget local, pentru că dacă noi prindem proiectul cu asfaltare pe Budești, dar abia peste un an jumate, doi, vă dați seama că Aprozii s-ar putea să-l prindem peste 6-7 ani. Și e păcat. Deci drumurile sunt, e piatră pe teren, e absolut totul, canalizarea e finalizată, acolo drumurile sunt date. Drumul, asfaltarea o face pe 4 metri, ca să poată să meargă și cu alimentarea cu apă, pe stânga sau pe dreapta, și de acolo cu racorduri către casele cetățenilor. Avem proiectul acela de asfaltare care ne-a depus pe Anghel Salini, și pe Budești, și pe Gruiu. Vreau să vă spun că ieri am trimis niște clarificări către Ministerul Dezvoltării, pentru că legea spune clar, asfaltare se face unde ai apă și canalizare. Ieri am trimis acele clarificări prin care am dat toate străzile din orașul Budești, unde avem și apă și canalizare, să ridică la peste 7 km ceva. Sunteți optimiști că veți obține finanțare pentru asfaltare? Da. Da, primim pentru că știți care e problema? Și pe această cale mulțumesc și Guvernul României. Acolo nu se ține cont că ești PSD, că ești PNL, că ești pro, că ești nu. Acolo știu perfect de bine, da? Că au directive, bine sau... Deci toate localitățile din România vor primi bani. Orașe, maxim 7 milioane de lei, comune, 4 milioane. Nu vor primi în prima tranșă, așa am și înțeles că am fost și la discuții și la Consiliul Județean și la prefectură și unde s-au mai strâns domnii primari în ședințele care dânsii le fac sau noi le facem, vreau să vă spun că e un lucru benefic, da? Și de-abia așteptăm această finanțare să dăm drumul la treabă. Știți, Budeștiul nostru, vreau să vă spun că e singura localitate, nu din județ, din zonă, dar din toată zona Sfântenia, unde stăm prost la apă, canalizare și drumuri. Din 50 ceva de kilometri de drumuri, nu avem asfaltat de vreo 3 ceva. Și vă dați seama, e dezastru. Deci, domnule primar, lucrurile bune merg înainte la Budești și localitățile... Da, lucrurile bune merg bine. Vreau să vă spun că am scos din proiect, din lista de investiții, am scos reabilitarea școlilor, am scos spitalul, acela modular care vreau să-l fac, dacă mi-a ajutat Dumnezeu, că facem centrul la integrat.
Am reabilitarea primăriei, am scos tot din proiect, Creșa. Dar puteam să venim în folosul oamenilor cu drumurile acelea care sunt, care trebuie asfaltate și ce să... Deci, eu ce să vă spun, în încheiere, vreau să le mulțumesc consilierilor local și v-am spus în special domnului State, da? Îi mulțumesc pe această cale tuturor consilierilor, domnului viceprimar care a fost președinte de ședință și care vine și de să spună două cuvinte. Și tot înainte să dăm drumul la treabă, vă doresc o zi bună, domnul Marian.